Am ținut să vin astăzi la Craiova pentru a saluta ceea ce de fapt se va întâmpla în perioada imediat următoare, și anume extinderea companiei în Craiova, angajarea încă aproape 1000 de persoane, ceea ce înseamnă foarte mult, tocmai pentru a da un semnal de încurajare. E foarte important pentru noi ca marile companii mondiale să găsească în țara noastră un mediu atractiv, să putem să venim în întâmpinare, astfel încât afacerile pe care le-au deschis, așa cum e cazul Fordului la Craiova, într-un mediu propice să se poată dezvolta, iar lucrul ăsta se întâmplă. Încă 1000 de oameni, dacă vorbim direct aici la companie, sigur, și mulți alții pentru supplierii care vor da subansamble și furnizează subansamble pentru Craiova. Înțeleg că în această toamnă se va intra pe linia de producție a unui nou autovehicul. Asta e un lucru bun. Ceea ce am discutat de fapt și în ultimele zile, aproape peste tot pe unde am fost, despre infrastructură și despre problema pe care o are Craiova legată de infrastructură. L-am anunțat și am anunțat pe reprezentanții Ford la sfârșitul lunii mai documentația pentru proiectare plus execuție. Și vreau să specific lucrul ăsta. Va fi finalizat astfel încât se va putea lansa spre licitație. Asta ne face optimiști, gândindu-ne la anumite termene. În toamna acestui an vom avea câștigătorul acestei licitații și cu toate organizările de șantier și cu toate lucrurile pe care dumneavoastră le știți, în cea mai lungă perioadă ar fi ca la începutul anului viitor să înceapă efectiv execuția drumului dintre Pitești și Craiova. Extrem de important, nu doar pentru Ford, dar și pentru Ford, care va avea în jur de 600 de camioane care vor merge zilnic pe acest drum. Ce e important pentru Craiova și pentru celelalte companii și pentru oameni. Deci, ca termen, sfârșitul lunii mai, documentație finalizată și depusă pentru licitație. Proiectare plus execuție, astfel încât să ardem anumite etape care mai lungeau acest proces. Dacă aveți întrebări. O întrebare la zi, având în vedere bombardamentul american în Siria, dacă ne puteți spune, având în vedere că suntem partener NATO, care este poziția Guvernului României, având în vedere și acel atentat la adresa unui orășel de acolo cu armă chimică și ce s-a întâmplat, având în vedere și solicitările Rusiei pentru reunirea Consiliului de Securitate, iar România, să nu uităm, mai are câțiva zeci de mii de români acolo. Dacă la mai și ambasadă. Și ambasadă. Dacă s-au mai făcut noi solicitări pentru repatriere. Am avut o discuție în această dimineață și cu ministrul apărării și cu ministrul afacerilor externe, cu domnii Leș și Meleșcanu. În cel mai scurt timp, Ministerul Afacerilor Externe va da un comunicat oficial, ceea ce pot să vă spun e că noi, ca și stat, condamnăm atacul cu arme chimice care a avut loc în urmă cu câteva zile. Aceste lucruri trebuie pedepsite și tot ceea ce decurge din angajamentele noastre ca țară membru NATO le vom respecta. Dar atacuri de tipul a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, care n-au legătură cu nicio regulă internațională, cu absolut nimic, trebuie pedepsită. Doresc să răspundă și asta Uniunii Europene, acest atac al SUA asupra va fi influențată într-un fel? Haideți să mergem și să respectăm pașii oficiali. V-am spus că am fost în legătură și în această dimineață și cu ministrul apărării și cu ministrul de externe. În cel mai scurt timp și ministerul afacerilor externe va transmite un comunicat oficial.
Eu v-am spus punctul nostru de vedere, cel legat de condamnarea atacului chimic avut, care a avut loc în urmă cu câteva zile, faptul că aceste lucruri trebuie pedepsite. Am fost informat cu câteva zeci de minute în urmă, câteva minute de deces. Îmi pare rău, transmit familiei condoleanțe. Iată acțiuni, dacă ies și putem face o similitudine între, deci, între ceea ce înseamnă o zonă instabilă, cum este Siria, și unde noi încurajăm dialogul politic, dialogul care să ducă la reinstaurarea păcii. Zone de acest tip duc la acțiuni care se desfășoară în anumite părți din Europa, cum a fost atacul de la Londra și care, din păcate, a dus și la pierderi de vieți omenești. O dată dați-mi voie să transmit condoleanțe familiei victimei româncele și nu numai. Am transmis condoleanțe și sprijinul și suportul poporului român alteței sale regale prințul Charles în urmă cu o săptămână când a fost în România. Condoleanțe, pe dată îmi pare rău. Alte întrebări, dacă aveți? Da, Craiova-Pitești, mai ales că sunteți la Ford și a fost una dintre cerința companiei. Probabil, și chiar nu vreau să fiu înțeles greșit, n-ați fost aproape, am anunțat acest lucru. Sfârșitul lunii mai va fi lansată licitația pentru proiectare plus execuție. Mai vreau să vă anunț ceva, pentru că suntem la Craiova. Și aici aveți o situație de acest tip. Vreau să vă anunț că săptămâna aceasta, prin hotărâre de guvern, vom stabili data alegerilor locale, iar aici aveți o asemenea situație pentru 11 iunie, astfel încât și perioada de campanie electorală și toate termenele prevăzute de lege să fie respectate. Și o singură clarificare, dacă se mai poate, dacă Statele Unite au informat în vreun fel România și partenerii NATO că urmau să bombardeze Siria. Sunt convins. Eu n-aș vrea să intrăm în amănunte. Sunt chestiuni care țin de... Foarte important, mai ales că rușii susțin că nu au fost informați, iar americanii susțin prin președintele Donald Trump că au informat partenerii. Eu sunt convins că partenerii NATO și nu numai ai Statelor Unite ale Americii, vorbind de chestiuni militare, au fost informați, s-au respectat toate procedurile, n-am niciun fel de dubii din acest punct de vedere. Mai avem autostradă pe Core Network, este cea care leagă Chiolnul de Timișoara, Craiova, Calafat. Să știți că la Lugoj, dacă ați fost, există un nod și există o intersecție pe autostradă cu direcția Calafat. Deși foarte puțină lume știe de acest capăt sau început de autostradă, sunt 10 km acolo, trebuie să iasă din țară, așa cum spuneți dumneavoastră, la Calafat. Este prins în master plan. Eu cred că prioritățile pe care le avem acum, și anume culoarul 4 și tot ceea ce înseamnă fonduri europene, de asemenea, lucrurile pe care le lansăm, așa cum am anunțat aici, cele pe care care leagă, de exemplu, Craiova de Pitești, sunt priorități. Vorbim de bani europeni, vorbim de un master plan care este agreat cu Comisia Europeană, dar vorbim și de o prioritizare a acestor lucrări. Ne interesează să executăm ceea ce s-a fazat, în primul rând, din exercițiul bugetar trecut, dar nu numai. Vreau să le pornim, îmi place ritmul celor de la transporturi până acum. Nu vreau să o ia ca și laudă, știu foarte bine cum deodată o lasă mai moale și am văzut cu toții în acești ani după Revoluție că nu tot timpul, ba chiar deloc, ca să fiu cât se poate de sincer, ceea ce s-a întâmplat în acest domeniu a funcționat cum trebuie.
deocamdată și în luna viitoare, și o să vedeți până la sfârșitul lunii mai, vor fi lansate foarte multe noi lucrări în licitație, astfel încât în această vară, toamnă, aceste proceduri să fie finalizate și să putem intra cu viteză sporită la începutul anului viitor pe noi lucrări. Viitorul cadru legal, cel legat de investițiile strategice, proiectele strategice de care v-am amintit în urmă cu, sau vă tot amintesc de câteva săptămâni, va ajuta ca aceste perioade lungi, prea lungi din punctul meu de vedere, înainte de pre-execuția unei lucrări, să fie scurtate. Îmi doresc și la orice discuție, în paranteză vă spun, cu mari companii care au investit și investesc în România, cum este Fordul, nu există să nu fie atins acest punct, cel legat de infrastructură. Îmi doresc să trecem de la vorbe, să treacă direct la fapte și urmăresc acest lucru. Chiar le spuneam că probabil că în scaunul în care am stat azi la discuție cu dânsii, au mai fost și alți prim-ministri, în mod sigur înaintea mea, și care, de la care au auzit la fel de multe promisiuni. Vreau să văd în această toamnă lucrurile a fi realizate, nu doar vorbe. Și până acum termenele pe care și le-au asumat cei de la transporturi văd că sunt respectate. Următorul de care trebuie să se țină, în ceea ce înseamnă infrastructura locală de care vorbeam, în sfârșitul lunii mai, lansarea în licitație, execuție plus proiectare. Mulțumesc! Am circulat, îi spuneam steward, am circulat în perioada cât eram viceprimar la Timișoara 2008-2012 cu un Ford Kuga. Acum circul cu, nici nu știu, dar nu vreau să fac reclamă.